Ne aflăm la Tomeștii Noi, Glodeni. Astăzi avem aici un omagiat care își sărbătorește ziua de naștere, un jubileu frumos de 60 de ani. Mergem să vedem cum se simte. Mulțumesc. Domnul Anatol? Da. N-am greșit adresa. Nu. Noi am înțeles că astăzi sunteți sărbătorit. Da. O vârstă frumoasă de 40 de anișori. Și unul. Și 41. Da. Eu mă refer la vârsta din suflet. Cam da, așa, nu? Da. E bine așa. Venim cu o surpriză frumoasă pentru dumneata. Mulțumesc. Țineți acest coșuleț special pentru bărbați. Mulțumesc. Cealaltă mână, să vă nucesc cu cei dragi. Stați ca să mână la mine cu problemă. Ia și-ți place puneșor. Da, fiecare trage la... E ca și ție. Flori frumoase, da, pentru dumneata, doamna Olga. Da. Mulțumim mult. Da, asta din care parte de-am suflet. Da, pe acasă, frântele. Poate bănuiți din partea cui este? Ceva, poate un oraș. Poate la șor. Poate, nu, șor nu vreau. Din ăsta, pășit de la, cum, 7-7-7. Mai încercați. 6-6-6, e corect. Da? Mai încercați. Nu, 7-7-7. Zic, mai încercați, din partea cui poți fi? Eu știu, din partea copiilor. Mai încercați. Încerc? Și nu poate fi cineva, mă, din tinereț, acolo, eu știu. De-a noastră? Poate o prietenă, da. O pătrucă, poate unea, de la Moscova. Poate la Moscova. Haideți, eu o să dau citire la un mesaj. Și din mesaj eu cred că o să vă dați seama din partea cui este. Bine, mulțumim. Dragul nostru tată, de ziua ta, ar trebui să ne felicităm pe noi pentru că te avem. Să știi că cele mai frumoase sărbători le-am avut acasă, între acei păreți unde am copilărit, unde mămica ne punea pe masă pânica cea mai dulce, unde voi, părinții noștri, ne-ați crescut, educat și învățat să fim oameni în viață. Noi îți mulțumim pentru educația care ne-ai dat-o, pentru dragostea pe care ne oferi și pentru grijile care ne porți zi de zi. Să ne trăiești mulți ani, tăticu, în sănătate, armonie și împlinire sufletească. Noi, fetele tale și unicul băiat, te iubim din toată inima, îți mulțumim că existi, la mulți ani, tăticu. Cu mult drag, copilașe dumneavoastră. La mulți ani! Mulțumesc foarte mult cadou pe care nu l-a făcut el nou, dar tare mult. Aș vrea ca să fie toți împreună și le dorim mult să tate, fericire și lor și cu viață mai frumoasă, eu știu dacă e acolo mai bine. Doamna Anatolie, ne spun de bucuros de prezența dumneavoastră.